Câteva cuvinte despre ficat și oboseală. Foarte mulți dintre pacienții pe care îi văd la cabinet spun că obosesc și unii vin chiar la control pentru că se gândesc că obosesc din cauza ficatului. Ce este adevărat din acest lucru, adică oboseală și ficat? Oboseala poate să aibă foarte, foarte multe cauze. Foarte multe cauze. Și, ca să precizez de la început, rare ori se întâmplă ca oboseala să fie dată de o boală de ficat. Rare ori spun asta procentual față de numărul de bolnavi pe care îi văd eu zilnic la cabinet. De ce poate să vină oboseala de la ficat? Ficatul este ca un fel de carburator. Noi consumăm anumite alimente, dar aceste alimente nu pot fi utilizate direct de către corpul uman. Este ca și când ai extrage petrol din pământ și ai vrea să-l bagi direct în rezervorul mașinii. Nu poate fi folosit de mașină. El trebuie transformat. Alimentele pe care le mâncăm noi sunt mestecate în gură și, apropo de gură, există și o digestie bucală, deci în salivă, sunt și enzime digestive care pot să digere o parte din alimente cu două condiții. Unu, ca mestecarea alimentelor să fie suficient de bună, particulele mestecate să fie suficient de mici ca să poată fi atacate de enzimele digestive și, doi, alimentele să stea o perioadă de timp în gură, adică să nu înghițim alimentele parțial mestecate. Dacă alimentele trec prin gură ca apa, nu poate să existe digestie bucală. Bun, deci alimentele sunt mestecate în gură, parțial digerate, apoi trec prin esofag unde se continuă digestia sub acțiunea salivei, trec în stomac unde stagnează mai multe ore și în stomac sunt amestecate cu sucurile digestive, atacate de acidul clorhidric, în special proteine, de enzimele digestive gastrice și sunt digerate parțial, apoi trec mai departe în duoden, aici se amestecă cu bila care participă la digestia în special a grăsimilor, trec în intestinul subțire unde continuă digestia, dar alimentele fiind deja foarte aproape total digerate, se absorb. Ele se absorb sub formă de principii alimentare, adică proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri minerale și apă. Asta se întâmplă la nivelul intestinului subțire și în sfârșit trec mai jos în intestinul gros, unde digestia nu prea se mai produce, iar ca absorpție se absorbe în special apă. Bun, aceste principii alimentare, proteine, lipide, glucide, săruri minerale, vitamine și apă, absorbite din intestinul subțire, trec în vasele de sânge și tot sângele din intestinul subțire ajunge în ficat, care de fapt procesează aceste principii alimentare. Le procesează și le distribuie în restul corpului, detoxifică o parte din ceea ce s-a absorbit din intestin, restul le distribuie în organism sau le stochează. Deci ficatul este un fel de carburator. Dacă ficatul nu funcționează cum trebuie, nu ai energie suficientă. Dacă un carburatorul mașinii nu merge cum trebuie, mașina nu are putere. Din cauza aceasta, oboseala apare la bolnavii de ficat. Această oboseală poate să apară și dacă ai ficatul bolnav, pentru că capacitatea lui de detoxifiere, de prelucrare a alimentelor este limitată, dar și dacă mănânci mai mult decât poate procesa ficatul tău, ficatul fiind sănătos. Capacitatea funcțională a ficatului nu este nelimitată, nici puterea noastră de muncă nu este nelimitată. Deci dacă mâncăm mai mult decât trebuie, ne simțim rău pentru că ficatul și, în general, tubul digestiv nu poate procesa cantitatea de mâncare excesivă pe care am consumat-o, așa cum se întâmplă de sărbători, și din cauza aceasta o parte din alimentele neprocesate se pot elimina, bolnavul poate să aibă greață, chiar să derse sau poate să aibă diaree, o parte din alimentele neprocesate fermentează și putem avea balonare și, în sfârșit, o parte din alimentele neprocesate, în special toxinele care nu sunt detoxifiate de ficat, ne intoxică și atunci ne dau o stare de oboseală. De aici provine oboseala din cauza ficatului. Oboseala de la ficat apare, v-am spus, sau în caz de depășire a rației alimentare care poate fi procesate de ficat, sau datorită faptului că ficatul respectiv nu are rezerve funcționale suficiente, deci în stadiul de ciroză hepatică. În stadiul de hepatită, rare ori bolnavul este obosit.
Sunt doctorul Dițoiu și dacă aveți probleme de sănătate, știți unde mă găsiți.